Marius Șumudică s-a făcut remarcat în minutul 78, atunci când, după golul înscris de Wellington din Farfica, a pătruns pe teren și s-a certat cu arbitrii. Centralul Alexandru Tudor nu a stat la discuții și l-a trimis în tribune pe tehnicianul cunoscut pentru escapadele sale. Galben, Wagner, roșu Șumudică. Următoarele cuvinte care le spune. Deci, băi, oameni buni, nu spun că Șumudică este un om care nu pune probleme. E adevărat, sunt coleric, încerc să-mi ajut echipa, dar nu insult, nu lovesc, nu fac absolut nimic, nu sunt violent. Păi frate, dar am văzut și eu meciuri în Anglia, în Germania, peste tot. Mă, arbitrii vin și poartă o discuție. La noi imediat una, două, în tribună. Deși Revisăi a obținut un punct prețios, Șumudică a rămas supărat pe brigada de arbitri. În momentul în care iei o decizie de genul ăsta, înainte să o iei, să porți un dialog cu mine și să spui, băi, idiotule, m-ai înjurat, ai făcut nu știu ce, ai depășit spațiul tehnic, ai făcut... Așa. Să pur și simplu să n-ai niciun fel de dialog, să mă trimiți în tribună, scuzați-mă, cu tot respectul pentru ei, că astăzi au arbitrat foarte bine. Consider că au arbitrat foarte bine, chiar dacă multă lume mi-a spus că am avut penalt în prima repriză. Arbitrii români ar trebui să se uite mai des la campionatele din străinătate, este de părere antrenorul Chiajnei. În Anglia se discută, în Anglia vine și îți spune. Am văzut de nu știu câte ori chiar înjurături ale jucătorilor în fața arbitrilor. Să nu spun eu cuvintele și nu știu ce. Ați înțeles? Și arbitru se face că nu vede. La mine doar un pic, am pus mâna și sunt și forțos, lucrez la sală. Da, Marius are lucruri foarte bune și lucruri mai puțin bune. Lucrurile bune sunt că mereu ne insuflă această ambiție la fiecare meci, să credem în noi, să puterea asta de luptă, iar lucrurile mai puțin bune probabil sunt, e puțin caracterul lui Vulcanic. În ultimele 11 etape, Concordia Chiajna a înregistrat numai rezultate de egalitate și a suferit o singură înfrângere, cu Steaua.